dar să vedeți karma. Să vedeți karma dracului. Deși a mers la sigur la un colegiu din capitală unde teoretic era imposibil să se întâmple ceva neplăcut, adică totul e controlat acolo, nu mai puțin traficul de droguri, ministrul educației tot a avut parte de un incident. Un părinte i-a atras atenția că gardul terenului de sport e rupt. Cine îl cheamă pe doamna director? Cine o cheamă? Chemați-o pe nenorocită aia la mine, că ulu! Chemați-o pe doamna director! Adică, doamna directoare, da, așa am văzut eu la dicționar. Da, dicționarul e cartea aia mai groasă, dacă știți, dar e acum și pe net. Nu vă trebuie cartea, e pe net, la liber, datorită unor oameni, se știu ei, sau din cauza, depinde cum... Deci, dacă directorul este o doamnă, atunci este directoare. Mă rog, dacă nu rezolvă gardul ăla în 3 zile, nu mai e nici director, nici directoare, nici nimic. Asta nu scrie la dicționar. Eu nu vreau acum să te iați capete. Vreau să rezolvi problema. Uitați-vă ce e aici. Chemați-o din cancelarie. Chemați-o, doamne, din cancelarie, că dacă nu-mi dau doi pumni în gură, că așa te aduc în stare, directoarele astea. Auziți, domnul ministru, dar poate a fost mâna lui Victor Ponta, a? Că acum vreo 2 săptămâni, la deschiderea unei grădinițe, Câmpeanu, mai știți? Râdea cu Negoiță, mă, că scria pe jos acolo, puie Monta. E, poate a venit Monta al naibii azi dimineața, a băgat flexul și hâțgardul. Mă rog, bine că n-a scris pe ciment acolo, cuie Mâmpeanu, ca să... Bine, haideți între noi așa, asta că, vai, e gardul rupt, ce să spun? Ori am descoperit la liceu ăsta un nou jucător de handbal, vreun fotbalist, ceva, vreun tânăr de mare perspectivă care rupe, domne, plasa din sârmă când dă la poartă, a? Haideți să nu mai fim atât de intransigenți când nu e cazul. Că dacă faci un studiu pe nemulțumirile din domeniu, pe ce și-ar dori profesorii noștri, de exemplu, de fapt, chiar s-a făcut un studiu. Da, l-a făcut un ONG, World Vision România, că doar nu ministerul. V-am zis că am studii aici, păi da, lucrăm cu studii, domne, nu așa după ureche. Printre lipsurile majore pe care le văd profesorii în noul an școlar se numără investițiile pentru laboratoare de informatică și nu numai. 65% dintre profesori își doresc aceste investiții. Aproape unul din doi profesori vrea să se investească și în sălile de sport. 44% consideră urgente investițiile pentru renovarea clădirilor. Săli de sport, renovarea clădirilor... Practic, profesorii ăștia ai noștri au cam luat ora azi, da, domnule? Mai au puțin și cer să reluăm educația de la zero. Mai aveți și alte pretenții, dragi dascăli? Alte lipsuri majore pe care le identifică profesorii la început de an școlar sunt investițiile pentru toalete și pentru spațiile de joacă. Totodată, profesorii vor masă caldă în școli. 9 din 10 cadre didactice își doresc acest program în toate școlile vulnerabile din țara noastră. Bun, e, în acest timp, ministrul e fier, domne, pe o plasă ruptă din curtea unui liceu din... Na, afară e rupt gardul și înăuntru... Ia, domnul Câmpeanu, arătați-le, domne, cetățenilor, că nu tolerați nicio abatere de la perfecțiune, vă rog. Săptămâna aceasta voi veni împreună cu colegii de la presă și vreau să-l văd absolut pe tot înlocuit, săptămâna asta. Vă mulțumesc! Mi-am adus aminte de reclama aia de acum vreo 25 de ani. Ciudata maimuță, turbată la gard. Și mi-a plăcut asta cu colegii de la presă. Cum adică? E coleg cu noi, domnul Tâmpeanu, sau cum? Sau doamna directoare e colega noastră a jurnaliștilor? Vedeți? Serios vorbind acum. Asta ar trebui să ne scoată din minți. Intransigența asta pe chestii de nimic, domne, pe o sârmă ruginită, când 3 metri mai încolo, 5 frați fac curândul la o singură pereche de ghete ca să meargă la școală. Auzi la el, mă, săptămâna asta vine să vadă dacă s-a reparat plasa. O, măi preocupatule! Avem o veste proastă, domnul ministru. Mai durează, că abia mai găsești un sudor să-ți facă acel gard.
că s-a distrus și învățământul de sudori în România. Așa că încercați peste vreo 3 ani, domnul Câmpeanu. Rugăminte solicitare. Sunt sigur că în decurs de 3 zile, săptămâna aceasta, va fi înlocuit tot panoul acesta de plasă.